Stimați reprezentanți ai mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova, astăzi fracțiunea Blocului Comuniștilor Socialiștilor vine cu inițiative legislative importante în contextul scumpirilor exorbitante ale prețurilor la produsele petroliere, benzină, motorină, în scopul ameliorării impactului negativ asupra persoanelor fizice și juridice, propunem un set de măsuri care va permite micșorarea prețului la combustibil, ceea ce este perfect necesar și sub aspect social, și sub aspect de activități economice a mediului de afaceri și agricultorilor. Astăzi anunțăm că am pregătit proiectul care va fi înregistrat mâine la prima oră, care presupune și prevede reducerea cu 50% a cotei accizilor pentru anul curent, cât și aplicarea scutirii de TVA tot pentru anul curent. Dacă este să ne referim la impact și la cifre, reducerea accizilor cu 50% va constitui o micșorare la de 1,50 de bani pentru un litru de motorină și de 3,54 de bani pe un litru de benzină. Dacă e să ne referim la scutirea de TVA pentru anul curent, aceasta va produce o micșorare de circa 4,50 de bani pe un litru de motorină și de circa 4,62 de bani pentru un litru de benzină. Dacă e să ne referim la impact total, putem vorbi că aceste măsuri vor permite micșorarea cu circa 6-7 lei la un litru de benzină și motorină. Din start menționăm că acest proiect a fost consultat cu mediul de afaceri, cu experții din domeniu, cât și cu specialiștii din domeniul fiscal. Nu este un proiect politic sau un proiect populist, este un proiect bine gândit și argumentat din punct de vedere a cifrelor. Dacă e să ne referim la TVA, astăzi statul Republica Moldova, bugetul, trezoreriei este în creștere, datorită creșterii prețurilor și statul acumulează sume mai mari bănești din contul impozitelor incasate, adică astăzi suntem în creștere la colectarea TVA-ului cu 2% jumate raportat la anul precedent, adică fiind la ziua de alaltă ieri, bugetul a colectat deja 20% din TVA anual în comparație cu 17,5% din aceeași perioadă anului trecut. Adică, din start menționăm că acest proiect este unul responsabil și nu avem ca scop să creăm probleme la formarea sau la colectarea banilor în buget. Și mai mult, considerăm că acest set de măsuri va permite, în primul rând, în afară impactului social, care este foarte important, și va avea un efect pozitiv față de fiecare cetățean al Republicii Moldova, pentru fiecare persoană fizică care va simți această ieftinire. Este măsură absolut importantă pentru cei de agricultură care acum intră în sezon și au, mă rog, necesitatea să aibă acces la motorină, la combustibil mai ieftin. Va avea și un impact de stimulare pentru mediul de afaceri. Va face mărfurile produse în Republica Moldova, deci produsul autohton, mai competitiv la preț, la formarea prețului față de produse importate, mai cu seamă că avem probleme și cu importul legate cu situația din regiune. Și la sigur va permite agenților economici, întreprinderilor din Republica Moldova să mențină și locurile de muncă. Astăzi avem situația când transportatorii cer argumentat majorarea prețurilor la călătorii, ceea ce iarăși, chiar și dacă este măsură argumentată din partea transportatorilor, dar va avea un impact negativ asupra populației, dar totodată evident că preț la transportarea mărfurilor, da, intră în sinecostul oricărui produs din Republica Moldova și în final se achită din buzunarul cetățenilor. Este o măsură absolut importantă pentru a stimula cât producerea autohtonă, cât pentru a menține locurile de muncă, cât și a menține acele produceri și acele întreprinderi care există în Republica Moldova. În ultima perioadă de timp cunoaștem că, datorită problemelor care sunt de ordin
de ordin economic, mai multe întreprinderi au sistat activitate. Avem mulți oameni care sunt nevoiți să aștepte acasă timpuri mai bune ca să poată reveni la locuri de muncă. În această situație considerăm că reducerea cu 50% a cotei accizelor pentru anul curent și aplicarea scutirii de TVA va permite să avem pe piață combustibil mai ieftin. Totodată reiterăm că fracțiunea noastră a venit cu un set de măsuri în susținerea populației și în susținerea mediului de afaceri și astăzi pe rol în Parlament sunt proiecte legate de exemplu de introducerea vacanței pentru 3 luni la plata creditelor și dobânzii și alte măsuri care sunt strict necesare pentru a ajuta cât cetățenii așa și mediul de afaceri. Invităm colegii din Partidul de Guvernare să participe la examinarea acestor proiecte. Solicităm Comisiei Economiei, Buget și Finanță să includă aceste proiecte în ordine de zi și să vină cu rapoarte în plenul Parlamentului, astfel încât să putem examina și să putem vota aceste proiecte. Putem astăzi să ne referim la mai multe țări care aplică astăzi asemenea instrumente și metode pentru a ajuta cetățenii și pentru a stimula propria economie. Cu părere de rău, astăzi Republica Moldova încă nu a întreprins practic nimic pentru a susține în acest sens populația și mediul de afaceri. Putem face trimitere la țările apropiate și țările mai îndepărtate de pe continentul european, însă la sigur Republica Moldova trebuie să aibă și ea un set de măsuri. Cu părere de rău, suntem stat cu capacități bugetare și financiare limitate, de aceea și am propus ceea ce poate fi asigurat prin anumite modificări la politica bugetar-fiscală. Ceea ce nu creează pentru stat probleme deosebite și ceea ce nu cere alocarea banilor din bugetul public național. Aceste măsuri, chiar și dacă cineva va interpreta că pot dăuna, de exemplu, la colectarea TVA-ului sau la colectarea accizilor, putem spune ferm, după consultările noastre cu experți, vor compensa bugetul public național din activitatea agenților economici și inclusiv din mărfurile care se vor produce în Republica Moldova. În fond, considerăm că dacă vor fi aplicate aceste măsuri și dacă tot acest set de propuneri legislative a fracțiunii noastre va fi votat în Parlament, putem spune că economia din Republica Moldova va avea doar de câștigat și economia din Republica Moldova, cât și agricultura, va fi mai competitivă și statul oricum va obține ceea ce are de obținut în formă de impozite. Chemăm colegii din Parlament la discuții, chemăm ca aceste inițiative să fie examinate de urgență în comisii permanente ale Parlamentului, în special Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, și chemăm colegii noștri să susțină măsuri clare și împrompte pentru a ajuta cetățenii. Astăzi, ca niciodată, cetățenii noștri au nevoie de susținere din partea statului. Astăzi, ca niciodată, cetățenii așteaptă decizii ferme, clare și așteaptă nu doar promisiuni, dar și soluții clare, pași clari, legi clare și, până la urmă, cetățenii vor să vadă ce face statul Republica Moldova pentru a le ajuta în perioada de criză, de criză de proporții. Înțelegând că situația aceasta va dura un timp destul de lung, nu știm când Republica Moldova va depăși aceste probleme și venim cu aceste măsuri de susținere care vor avea impact, dacă nu mâine, atunci poimâine. Știm cu toții că mediul de afaceri, că agricultorii așteaptă măsuri clare. Ne adresăm în mod special și Comisiei Naționale de Situații Excepționale, deoarece Republica Moldova astăzi se află anume în această situație, să examineze și ea aceste inițiative și această comisie are atribuții și are competențe legale pentru a veni și în această situație cu anumite soluții. Chiar și dacă avem Parlament funcțional, chiar și dacă avem guvern funcțional, comisia respectivă pe situații excepționale are atribuții și instrumente necesare pentru a veni cu un set de inițiative
în vederea susținerii cetățenilor și în vederea susținerii mediului de afaceri. Asta am vrut să vă comunicăm. Această inițiativă privind scutiri la accize și aplicarea scutirii la TVA va fi înregistrată mâine, dar totodată menționăm că mai sunt și inițiative importante care sunt astăzi în Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Așteptăm examinarea acestora și suntem gata să le susținem în plen. Vă mulțumim! Domnule Bătrân, ce o întrebare?